sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Un episod realizat în colaborare cu doamna dr. Teodora Cătinaș, medic pediatru. În zilele noastre se pune tot mai mult accent pe aspectul fizic și cele mai multe dintre gravide își pun și ne pun întrebarea cum ar putea să revină la forma fizică inițială cât mai repede după naștere. În plus, privind lucrurile din perspectiva medicală, exercițiile fizice din timpul sarcinii ajută nu numai la o pierdere mai rapidă a kilogramelor excedentare imediat după naștere, dar poate mai important decât atât, mențin starea de sănătate și de confort. După cum am menționat deja, pe măsură ce corpul gravidei se mărește, practicarea cu regularitate a exercițiilor fizice va ajuta gravida să-și mențină sănătatea. Exercițiile fizice și programele de fitness prenatal, care sunt atât de practicate în țările occidentale și care încep să-și facă apariția și la noi, calmează unele dintre neplăcerile sarcinii, cum sunt durerile de spate, de exemplu, ajută la pregătirea corpului pentru travaliu și favorizează echilibrul emoțional. De asemenea, exercițiile fizice ajută la menținerea unei bune circulații, respirații și posturi. Cantitatea și tipurile de exerciții în timpul sarcinii depind de starea generală a sănătății, de evoluția sarcinii, condiția fizică și nivelul obișnuit de activitate al gravidei. Programele de gimnastică aerobică pentru viitoarele mame trebuie să cuprindă cel puțin 5 minute de încălzire, care cuprind mișcări lente și continue, întinderi, apoi o repriză de aproximativ 15 minute de gimnastică mai viguroasă și cel puțin 5 minute de relaxare constând în activități ușoare până la normalizarea ritmului respirator. Dacă gravida începe un program de gimnastică aerobică, trebuie să o facă lent și blând. Un mod simplu de a doza efortul în timpul gimnasticii este folosirea testului vorbirii, care înseamnă că efortul este prea intens dacă gravida gâfâie și nu mai poate vorbi cu voce tare. Ea trebuie să reducă efortul până la un nivel care îi permite să vorbească confortabil în timpul exercițiilor. Este foarte important să se întrerupă exercițiile dacă gravida resimte orice fel de dureri, grețuri, dificultăți majore de respirație, amețeli, contracții uterine puternice și persistente sau sângerări vaginale. Gravida trebuie să-și asculte cu atenție corpul și să se călăuzească de el. În general, sunt indicate exercițiile care nu implică sărituri, salturi sau pierderea contactului cu solul, întrucât acestea solicită mai puțin articulațiile. Exemple de astfel de activități sunt mersul pe jos în ritm vioi, înotul, gimnastica în apă sau gimnastica aerobică. Toate acestea asigură antrenarea întregului corp, iar înotul și gimnastica în apă mai oferă și alte beneficii din cauza efectului de plutire asigurat de apă, care pune în repaus coloana și reduce solicitarea articulațiilor. De asemenea, exercițiile în apă ajută la combaterea reținerii apei la nivelul picioarelor prin deplasarea ei din țesuturi înapoi în circulație și în cele din urmă în afara corpului prin urinare. Spre sfârșitul sarcinii este nevoie ca gravida să reducă intensitatea efortului fizic. Nu în ultimul rând, vreau să încurajez gravidele să ceară sfatul medicului, a moașei sau a educatorului prenatal dacă au orice fel de întrebări legate de exercițiile fizice. Sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului.